Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Consiliul JAI, adică Ministrii de Justiție și Afaceri Interne din Uniunea Europeană, ar putea discuta la începutul lunii decembrie aderarea României și Bulgariei la Schengen. Probabil că ați văzut știrile. Formal există o recomandare în acest sens a Consiliului Uniunii și mai multe rezoluții votate de Parlamentul European de-a lungul anilor, dar ele n-au decât valoare simbolică până la urmă. Sunt acte de bună voință, practic. Și există, de cealaltă parte, opoziția unor partide de guvernare care controlează majorități guvernamentale din cel puțin două țări, și acolo este problema, Olanda, după cum prea bine știm, și mai nou, și din Suedia. Iar asta pune sub un mare semn de întrebare aderarea României la Schengen. Că dacă în acest Consiliu cineva votează împotrivă, pică. Și așteptăm aderarea asta încă de când am fost primiți în Uniunea Europeană. Acum, sigur că e frustrant și enervant că ni se refuză această aderare. Încă nu-i spun drept. Ni se refuză asta, care ar avea efecte, ar fluidiza, de exemplu, foarte mult tranzitul de mărfuri prin țara noastră, că n-ar mai sta tirurile cu orele sau zilele prin vămi, ca să nu mai vorbim de sentimentul că suntem și noi egali cu toți ceilalți europeni, până la urmă, că trecem granița în Ungaria sau în Bulgaria spre Grecia, știi? Ne-am simțit și noi bine, așa cum călătorim, când ajungem să călătorim cu mașina, pe unde mergem noi prin vestul Europei. Și evident că susținem aderarea României la spațiul Schengen. Nu e nicio discuție aici, dar poate că trebuie să ne și privim nițel în oglindă, înainte să ne plângem că se uită bănuitor alții la noi. Adică știți, guvernele României insistă de ani de zile că țara aceasta îndeplinește toate condițiile tehnice pentru aderare și că justiția funcționează liber, fără control politic. Așa o fi, dar nu vă supărați. Cine se pregătește să închidă acum câteva mii de dosare penale de corupție, de lapidare, abuz, hoție din bani publici, dacă nu justiția română? Nu discut decizia CCR, prin care scapă de răspunderea penală atâția suspecți. Probabil că, din punct de vedere strict legal, în sensul literei legii, decizia nu e contestabilă în niciun fel. Că oamenii aia sunt profesioniști. Dar cine e vinovat că aceste mii de inculpați, care sunt acuzați că au provocat prejudicii de sute de milioane de euro, n-au fost judecați cu celeritate, cum se spune, și procesele au tot trenat, an după an, până când, iată, faptele s-au prescris în masă. Și hoțul neprins e negustor cinstit. Adică nu care cumva un asemenea dezastru judiciar, altfel nu-i putem spune. Nu este altceva decât o demonstrație a corupției profunde din statul român, a lipsei de voință politică pentru reformarea justiției și pentru eficientizarea justiției, astfel încât corupții să nu mai șerpuiască afară din anchete printr-o sumedenie de portițe lăsate deschise prin diverse legi. Cine face legile astea, Schweitzer? Dacă nu politicienii care se declară indignați că alții văd șmecheria și nu se lasă păcăliți. Cât despre criteriile tehnice de siguranță la frontieră, poate așa o fi, nu știu, că nu suntem specialiști. Dar cum se poate explica, de pildă, că timp de 4 ani, între 2016 și 2020, toate tirurile care au intrat sau au ieșit din România, în special cele de marfă, au fost verificate doar vizual de vameșii și polițiștii din punctele de frontieră, deoarece, Sanchi, în 2016, toate cele 15 scanere de la granițe folosite pentru verificarea autovehiculelor au devenit inoperabile. Iar autoritatea vamală română nu a reușit să înlocuiască. Asta ce mai e? 4 ani la rând. Citez acum. Cu un scanner performant se poate vedea ușor dacă într-un transport de cereale, de exemplu, sunt ascunse pachete de țigări sau droguri. În condițiile actuale, tot ce se poate face este ca poliția de frontieră să obțină informații că într-un anumit tir se află droguri sau țigări. Și abia atunci să dispună verificarea amănunțită a mărfii din autocamion, a explicat pentru Europa Liberă un șef de punct vamal. Deci cu scannerul mergi la sigur, altfel la noroc. Sau la corupție. Și atunci despre ce Schengen vorbim? Granița cu Ucraina, contrabandă cu țigări, alcool, stupefiante, orice. 4 ani la rând, controle la noroc. Și am mai vorbit despre scandalul ăsta cu cele 15 scannere nefuncționale. Au fost cumpărate cu o grămadă de bani, 2 milioane și jumătate de euro bucata la vremea respectivă, o bună parte din fonduri au fost asigurate atunci de Banca Mondială sau de Comisia Europeană, adică vest-europenii au încercat să ne învețe, nu? Și să ne spun, uite, vă dăm și bani să faceți treaba asta, și au mers și au mers, după care s-au oprit în 2016 pentru că statul român nu cumpărase și mentenanță pentru aceste sisteme, înțelegeți? Șmecheria? Și nici n-a mai reușit să cumpere mentenanță. 4 ani la rând. Până când, practic, sau de moda de tot. Deci e ca și cum v-ați cumpăra o mașină și ați abandona-o după ce se termină benzina din rezervor. Că umplerea rezervorului, până la urmă, tot mentenanță e. Cum poți să explici asta?
Uite așa, cu asta basta, echipamentele au fost abandonate, acum se folosesc câteva scanere mobile, mobile de mai mică putere, cu termoviziunele unei dintre ele, care sunt eficiente cât pot fi ele de eficiente. Fiscul a cerut finanțare de la Comisia Europeană, din nou, pentru cumpărarea altor 19 scanere performante, dar procedura asta va dura, evident. Ca atare, iată, astea sunt numai două exemple la care ar trebui să ne gândim un pic, înainte să-i acuzăm pe olandezi și pe suedezi și cine mai fi, că nu sunt tocmai entuziasmați să primească România în Schengen. Desigur că nici ei nu sunt perfecți și ei au infracționalitate și așa mai departe. Cine e perfect? Da. Când vine vorba de corupție și de complicitatea sistemului cu rețelele infracționale, e bine, trebuie să o spunem pe dreaptă. România are ce lecții să dea. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.